Ce vă face cu ochiul din toate astea? Orice, orice. Scrubia, ciorba, orice. La ce stați la rând? Stau aici, la rând, la o ciorbă de... Acum ai venit? Un storceac din asta mai bine și... Și o scrumbie la grătar. Ați venit special sau v-ați nimerit pe aici? Special, da. E festivalul borșului, de asta vă întreb, pescăresc, nu al scoicilor. Păi am ciorbă de storceac. Ați avut și ciorbă? Păi da. Și scoicile ferude? Soția le mănâncă. Eu am venit special pentru ciorbă. Cum a fost ciorba? Bună. Bun, da. Înțeleg că vă pricepeți dacă tot veniți pe aici. Puteți să faceți tot comandă. Da, la care vrei. Da, consecutiv. A avut tot ce trebuie? Da, da, da. N-a avut oase. Asta e singura chestie. E foarte greu să te decizi ce vei mânca. Aerul e plin de arome și de gusturi și toți producătorii te îmbie cu delicatesele lor. Ciorba din spate pe care a servit-o acum, e complicat de făcut? Da, un pic. E special făcut. De sturion, secretele ei. Cât sturion ați folosit? E un dita mai cea una. Da, 100 de litri, cam 50 de kilograme de sturion, doar fiert pentru ea și plus separat încă vreo 50. Durează mult să faci o ciorbă de genul? Cam vreo 2 ore așa. Afară de sturion, ce mai puneți? Doar sturion, e numai special, numai de sturion. Am înțeles, legume, nu? Și legume și se trece un pic cu puțină smântână și, da, și restul secret. Și un borș, probabil. Da, e mai special ăsta. Deci kebabul e o treabă nouă, n-am mai auzit. Să știți că e foarte nou. În ce constă? Niște... Fish kebabul e la fel ca kebabul, numai că e din pește. Susan cu semințe. Prăjit în ulei sau fript pe grătar? Prăjit în ulei, că pe grătar nu se poate prăjit. Discutăm de două zone de pregătit. Am cărișa ciorbei de pește până la borșului de pește. Odată, ceea ce înseamnă și ceea ce organizează primăria, ca în fiecare an folosește numai pescari în partea de pregătit a borșului pescăresc, și standurile cu privați, care acolo fiecare își pregătește cu angajații pe care îi are. Are ediția din acest an ceva aparte față de cea precedentă? Întotdeauna noi spunem că avem de la an la an ceva aparte, în primul rând, prin prezența cetățenilor. Mai mult decât atât, până la urmă, noi nu urmărim să aducem în fiecare an ceva aparte, ci să menținem ceea ce, sau cu ceea ce am învățat participanții în momentul când se prezintă la acest eveniment. Adică să ne ridicăm la nivelul așteptărilor cu borșul de pește, să ne ridicăm la nivelul așteptărilor din punct de vedere al timpului de servire, atât cât din partea noastră ca și autoritate locală, cât și din partea privaților. Am avut discuții cu dânsii să încerce să se organizeze foarte bine, deoarece, într-adevăr, ne ajută timpul, e foarte cald. Iar apare acea problemă, stăm prea mult și așteptăm. Trăim în secolul vitezii, toți am vrea să întâmple peste noapte, dar eu fac apel și mizez pe faptul că cei care participă la acest tip de eveniment înțeleg că vin într-o zonă în care nu vine să servească instant. Până la urmă ne asumăm prin prezență acest tip de eveniment.
fie două zile de sărbătoare la Jurlovca. Suntem la a doua ediție a Festivalului Borșului Lipovenesc de Jurlovca. În prima zi or să ne încânte ansambluri locale, începând cu ora 12, după care o să o avem pe Georgiana Maria Chiriță și o să încheiem seara cu Lidia Buble și un impresionant foc de artificii. Mâine o să ne reluăm programul cu ansambluri locale, tradiționale, dobrogene și nu numai. Radu Captari, deja un bun prieten al evenimentului de la Jurlovca. Și o să încheiem seara cu Andra și, bineînțeles, tradiționalul foc de artificii.